Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pentru învățătura noastră în această dimineață este în Levitic, capitolul 10, primele 5 versete. Levitic 10, de la 1 la 5. Și cuvântul Domnului aici spune în felul următor. Fiul lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc și-au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și vă fi proslăvit în fața întregului popor. Aron a tăcut. Și Moise a chemat pe Mișael și Elțafan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aron, și le-a zis, apropiați-vă, scoateți pe frații voștri din sfântul locaș și duceți-i afară din tabără. Ei s-au apropiat și i-au scos afară din tabără, îmbrăcați în tunicile lor, cum zisese Moise, amin. Iată un pasaj care ne duce cu gândul la timpuri vechi, timpuri de stabilizare și de formare socială și religioasă a poporului lui Israel. Ieșiseră din Egipt și apoi prin porunca și instrucțiunile Domnului au construit cortul întâlnirii, sunt încă în pustiu, și Dumnezeu a stabilit ca la cortul întâlnirii să slujească din seminția lui Levi casa lui Aron, Aron ca mare preot, fiii lui ca preoți și ceilalți leviți în diferite capacități. Textul nostru ne spune că doi dintre fiii lui Aron, Nadab și Abihu, au luat cădelnițele, au intrat în cortul întâlnirii după ce au pus foc în cădelniță și au tămâiat înaintea Domnului după rânduiala poruncită de Domnul în închinarea de la cort și de la templu. Dar lui Dumnezeu nu i-a plăcut ce au făcut ei și un foc a ieșit de la Dumnezeu și i-a nimicit. Au murit acolo în cortul întâlnirii. A fost o experiență dramatică, o experiență tragică pentru Aron ca mare preot și ca tată, pentru Moise ca rudenia lor, și pentru toată familia preoțească din Leviți. A fost o mare tragedie pentru Israel. Problema lui Nadab și Abihu a fost aceea că au adus foc străin în templu. Sigur, vom vedea ce este focul acesta străin. Și de aceea, pentru că experiența lor și practica lor din nefericire se repetă și în biserici chiar. Astăzi, în zilele noastre, Domnul mi-a pus pe inimă acest cuvânt pe care vreau să-l rostesc în numele Său către dumneavoastră, ca să vină în ajutorul fiecăruia dintre noi și să ne putem păstra credința curată. Să ne ferim de foc străin. N-avem nevoie de un foc străin. Mesajul meu se va intitula simplu, foc străin. Cum putem vedea acest foc străin în textul nostru? Ne vom uita la 5 aspecte distincte, așa cum apar ele în cuvântul lui Dumnezeu, și cred că aceste lucruri vor răspunde la multe întrebări legate de închinarea noastră,
relația noastră cu Dumnezeu, slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru care a dus la foc străin a fost privilegiu ignorat. Nadab și Abihu au avut privilegii înalte pe care nu toți în Israel le aveau, dar au ignorat privilegiile lor. Acestea erau cel puțin trei. Primul privilegiu mare pe care l-au avut este că au avut un tată, un părinte, temător de Domnul, care i-a învățat slujirea de la templu. Deci, nu erau străini de închinarea de la templu, deloc. Ce au văzut în Aron și ce a învățat Aron, trebuiau să respecte la litere, la virgulă, la punct. Și noi, în vremea noastră, avem un mare privilegiu. Mă adresez și tinerilor și familiilor tinere și mă adresez întregii biserici. Avem părinți temători de Domnul. Părinți cu frică de Domnul, care ne-au învățat să lucrăm cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu, să ne lepădăm de noi înșine și să-L cinstim pe Domnul în închinarea noastră, să dăm totul pentru Domnul. Poate că părinții noștri nu au educația pe care o avem noi, copiii, că așa au fost timpurile, dar părinții noștri au avut multă decență, multă frică de Domnul, au avut caracter nobil, au avut dragoste pentru Domnul și pentru biserică. N-ați observat că niciodată nu erau obosiți? Totdeauna puteau să meargă la biserică. Dar pe mulți dintre copiii de astăzi, generația de astăzi, dacă li se pare că îi doare capul, nu mai vin la biserică în duminica aceea, în ziua aceea când este închinare. Dacă li se pare că s-a înfundat nasul, gata, nu mai mergem la biserică. Părinții noștri au avut un exemplu extraordinar și privilegiul acesta nu trebuiește uitat. Și n-ați observat că întotdeauna părinții pe care i-ați avut au fost gata de sacrificiu și de sunt bolnavi. Tot vin și te ajută, tot vin și să facă ceva. Generația de astăzi trebuie să se trezească și să vadă bine. Să nu creadă și să cadă în acest păcat singuri înțelepți. De ce să se piardă? Domnul ne-a binecuvântat cu părinți de la care am avut ce învăța, avem ce învăța și trebuie să mulțumim Domnului pentru părinții noștri și să respectăm ce am învățat bun în actul slujirii lui Dumnezeu. Deci ca și Nadab și Abihu, avem privilegii. Un părinte e temător de Domnul. Al doilea privilegiu, o creștere religioasă sănătoasă. Nadab și Abihu au fost incluși în cercul oamenilor care să aibă experiență cu Dumnezeu. De exemplu, în Exod 24, 1-11, au fost selectați de Moise împreună cu Aron și cu 70 de bătrâni din Israel să se ducă pe munte, acolo unde se găseau în pustie, și acolo au avut un privilegiu extraordinar pe care puțini oameni l-au avut, să-L vadă pe Dumnezeu. Să-L vadă pe Dumnezeu. Înseamnă că au avut o creștere sănătoasă, o teologie sănătoasă. Însă au uitat de ea. Și o să vedem de ce. Au uitat de ea. Au uitat ce au învățat. Aplicat la noi, frați și surori, doamnelor și domnilor, eu cred că această biserică are o teologie sănătoasă.
am învățat cuvântul Domnului adevărat și cu frică de Domnul. Nu ne-am dus după povești băbești și după lucruri care au fost imaginare. Am stat în cuvântul lui Dumnezeu. Am avut experiențe glorioase cu Domnul. Domnul a botezat cu Duhul Sfânt în mijlocul nostru. Domnul a făcut minuni cu noi. Teologia noastră este una sănătoasă. De ce am ignorat-o și ne-am dedat la foc străin? De ce? Și al treilea privilegiu pe care Nadab și Abihu l-au avut și noi, l-avem, erau într-o slujire cunoscută de toți. Slujeau la templu. Oamenii îi abordau, pentru că erau oameni însemnați. Îi consultau. Tu ești în grupul de închinare, ești lider de tineret, ești în cor, ești în fanfară, ești în bordul bisericii, ești ușier, ești un om în slujbă. Ești cunoscut. Și pentru că suntem cunoscuți, aceasta cere și mai mult din partea noastră ca să-L slujim pe Domnul după dreptarul învățăturilor sănătoase, care este cuvântul, și nu după planurile noastre. Deci primul lucru care a dus la foc străin și care duce și astăzi la foc străin este ignorarea privilegiilor pe care le-am avut. Al doilea lucru pe care ei l-au luat ușor a fost o prezumție îndrăzneață. Adică au crezut că totul ni se cuvine. Aceasta a fost prezumția lor. Totul ni se cuvine. Două lucruri se ved în prezumția lor. Primul, au respins rânduiala Domnului. Frați și surori, doamnelor și domnilor, slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu nu se face după capul nostru. Nu se face după cum vrem noi să fie făcută. Slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu se face după o rânduială bine stabilită. Mă duc aminte, într-o biserică, a venit la mine un frate și a zis: frate Gog, poate le spuneți la păstorii de aici, de la noi și la frații ăștia, să schimbe, Domnule, serviciile divine. Și am spus: eu nu am autoritatea aceasta să mă amestec în treburile dumneavoastră, dar ce-i cu serviciile dumneavoastră divine? Păi, frate, știi ce servicii vreau eu în biserica aceasta? Ce servicii vreți? Vreau doar să începem cu o rugăciune și apoi în trei ceasuri să nu se mai ducă păstorul acolo și să spună: acum ne rugăm cu tare. Fiecare să se ridice din biserică și ce are în inimă să spună. Și am zis: frate, aceea ar fi haos. Ar fi haos în biserica aceea. Pentru că mă gândesc, îl știam și m-a surprins că un om ca el vorbește în felul acesta, că dacă se ridică un om ca dumneata, ăla nu se mai oprește și întăbulează tot timpul și toată biserica pe el. Uitați-vă în cuvântul Domnului. Ei s-au dus să tămâieze. Ascultați-mă cu atenție. S-au dus să tămâieze. Tămâierea nu era responsabilitatea lor. În Exod 37 la 10, tămâierea era responsabilitatea lui Aron, marele preot. Apoi, instrumentul pentru tămâiere nu erau cădelnițele lor, că așa am citit în versetul 1 din Levitic 10. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu și-au luat fiecare cădelnița. Nu cădelnița lor era pentru tămâiere. Pentru tămâiere era cădelnița lui Aron. Nu a lor. S-au dus să tămâieze și tămâierea, să știți că avea loc numai în Sfânta Sfintelor, în fața chivotului. De cine i-a trimis pe ei acolo? Acolo numai marele preot intra și asta o dată pe an. Au avut îndrăzneală oamenii ăștia. Au avut îndrăzneală. Apoi, ei au pus foc străin.
Ce au făcut? După rânduiala pe care Dumnezeu a făcut-o și pe care ei o știau, pentru că au văzut, dacă vă uitați în capitolul 9, când a adus jertfă, spune că un foc, 9 cu 24, a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Și apoi Dumnezeu a poruncit lui Aron și a zis să nu se stingă focul de pe altar niciodată, să-l întrețineți. Și dacă aveau nevoie de foc pentru tămâiere, trebuia să ia foc de pe altar, de acolo de unde a aprins Dumnezeu. Dar ei au avut brichetele lor, chibritele lor. Ăla a fost focul străin. Au zis, ca și Cain odinioară. O zis Dumnezeu că răscumpărarea se va face cu jertfă de sânge. Lasă, Domnule, că eu o fac altfel. O să-i duc niște ridichi și niște porumb pe care l-am plantat eu și pe care l-am crescut eu. Foc străin, foc străin. Frați și surori, am o întrebare pentru noi toți. De ce să te amesteci în treburile altuia? Nadab și Abihu s-au amestecat în treburile lui Aron, al lui taică-său. Cuvântul Domnului este foarte greu, de exemplu, prin Sfântul Apostol Petru, 1 Petru 4 cu 15, când spune niciunul dintre voi să nu sufere ca hoț, ca făcător de rele, ca ucigaș sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Fă-ți slujba ta și nu te amesteca în slujba altuia. Și ascultați-mă bine acum, pentru că este vorba de foc străin și prea mult foc străin se vede în biserica contemporană. Prea mult. Ascultă-mă bine. Nu profeții și zice, așa vorbește Domnul. Când știi bine că Domnul n-a vorbit prin tine. Ăla este foc străin. Ăla este foc străin. Nu predica și nu zice o scriptură care nu este scrisă, spunând minciuni ca să-L aperi pe Dumnezeu. În Iov 13, Iov merge până acolo și spune: spuneți voi minciuni, bună oră din dragoste pentru Domnul, ca să-L apărați? Dacă El se uită la voi, credeți că le găsește de bine? Zice El, nu vă înspăimântă măreția sa? Și nu cade peste voi groaza Lui? Este foc străin să spui altceva decât spune Scriptura. Apoi, este foc străin și sunt îngrijorat pentru că am auzit pe mulți în ultima vreme și tot mai frecvent, de exemplu, cântările. Dacă teologia cântării cu care vin înaintea lui Dumnezeu nu este biblică, nu este sănătoasă, poate să fie cântarea cea mai melodioasă și cea mai populară, șlagărul cel mai celebru. Este foc străin. Sunt oameni care vin și zice, am primit cântarea asta prin Duhul Sfânt. Să ne ferească Domnul. Și când o cântă, are niște versuri și o melodie de parcă, iertați-mi expresia, au fost scrise la butoiul cu castraveți murați. Duhul Sfânt nu știe, n-are melodie, n-are teologie. O cântare foarte practică, o știți foarte bine, pentru că se cânta mult. Eu am interzis să mai cânte la noi, la Emanuel, în felul acesta. Vă aduceți aminte? E scris că harul de la neamuri se va ridica și ușa într-o zi se va încuia. Se împlinesc cuvintele slăvitului Iisus, așa cum ucenicilor le-a spus. Foc străin.
Iisus n-a spus niciodată lucrurile acestea. Never, ever. Căutați în Cartea Domnului și citiți. Este o minciună grosolană. Harul nu se va lua de la neamuri niciodată. Har a fost întotdeauna și har va fi și în timpul necazului celui mare, când o glotă imensă care nu se poate număra va fi mântuită. Și întotdeauna, frați și surori, doamnelor și domnilor, mântuirea e prin har. Nu e prin efort omenesc. E prin mila lui Dumnezeu. Despre noi, despre care am auzit astăzi aici de la fratele păstor, cuvântul Domnului spune în Geneza capitolul 6, dar Noe a căpătat, scrie Cornilescu, milă înaintea Domnului, însă terminologia ebraică, dar Noe a căpătat har înaintea lui Dumnezeu. Har. Har va fi întotdeauna. Iisus n-a spus. Teologie populară, este foc străin. Deci au respins rânduiala lui Dumnezeu. Asta a fost prezumția lor. Și a doua, au respins darul lui Dumnezeu. Darul pentru ei și pentru Israel a fost focul care s-a coborât din cer și a aprins jertfa. Ăla a fost darul în momentul acela. Și darul acela, cum vă spuneam, trebuia păstrat. Și ori de câte ori aveau nevoie, să ia de acolo și următoarea jertfă să ardă tot pe foc venit din cer. Și următoarea jertfă tot pe foc venit din cer. Dar au respins darul lui Dumnezeu. Au zis, punem noi focul nostru, că suntem descurcăreți. Suntem influenți. Un pericol similar este și astăzi. Ce foc avem noi în biserică de care trebuie să ținem și pe care trebuie să-l păstrăm? Frații mei, sunt trei aspecte ale focului lui Dumnezeu în biserica lui Dumnezeu de care trebuie să ținem cu sfințenie. Primul este cuvântul Scripturilor. Ieremia 5:14 spune, cuvântul meu va fi un foc în gura ta. Apoi Ieremia 23:29, partea întâi spune, nu este cuvântul meu ca un foc în Israel? Nu trebuie să păstrăm cuvântul Domnului? De ce piere poporul lui Dumnezeu? De ce piere? Din lipsă de cunoaștere. Pentru că trăiesc după povești, nu după cuvânt. Al doilea aspect al focului în biserică este Duhul Sfânt. Fapte 2:3-4. Și niște limbi ca de foc au fost văzute așezându-se pe fiecare. Este focul Duhului Sfânt. Vrem să mergem după duhuri străine și după învățători străini, să lăsăm pe Duhul Sfânt să se manifeste în biserică și să lucreze în biserică. Și de aceea tu și cu mine trebuie să stăm la dispoziția Duhului Sfânt. Altfel este foc străin. Apoi, focul mare pe care îl avem în biserică este Iisus Hristos. Deuteronom 4:24 spune căci Dumnezeul vostru este ce? Un foc mistuitor. Cum să-L scoți pe Iisus Hristos din biserică și cum să scoatem pe Duhul Sfânt din biserică? Cum să scoatem cuvântul Domnului din biserică ca să aducem lucrurile noastre și teologiile noastre? Dar este un efort în această direcție. Să fie scos Hristos din biserică, să fie scos cuvântul din biserică, să fie scosă sfințenia din biserică, să fie scosă puterea lui Dumnezeu din biserică. Dacă o scoate-o dintr-o altă parte, este business-ul lor și responsabilitatea lor. Dar aici, în această biserică, Dumnezeu trebuie să rămână așa cum este. Nu se poate sluji fără Iisus, nu se poate sluji fără Duhul Sfânt și nu se poate sluji fără Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă slujim fără acest foc, ne asemănăm cu personajele din această istorie pe care am citit-o recent. Se spune că la o biserică s-a dus un păstor nou, nu este vorba de noi. Și păstorul acesta și-a dezvoltat un plan să viziteze toate departamentele bisericii, să încurajeze pe oameni și să-i cunoască, așa cum trebuie la început cu orice păstor.
Și primul departament cu care a început a fost școala duminicală. S-a dus la o clasă mai mică, la școala duminicală. Învățătoarea s-a bucurat, i-a mulțumit și a zis: copii, fratele păstor, noul nostru păstor, ne vizitează și vrea să vă cunoască. Și învățătoarea a spus către păstor: frate păstor, astăzi noi am învățat de Iosua la școala duminicală. Wow, ce frumos! Și spune că păstorul s-a întors către copii și a zis: ați învățat de Iosua? Da, toți. Și v-a plăcut? Da. Bine, am o întrebare pentru voi. Sau, cine a dărâmat zidurile Ierihonului? Johnny, micul Johnny, era în față, 5 anișor. A zis: eu nu. Păstorul s-a uitat la el și a zâmbit și Johnny din nou a zis: eu nu. S-a întors către învățătoarea de la școala duminicală și a zis: ce se întâmplă? La care învățătoarea a spus: frate păstor, dacă el spune că nu, trebuie să-l credem pe cuvânt, că eu îl știu, Johnny e un băie de treabă. Consternat de ce a văzut, s-a dus la directoarea școlii duminicale. Și a zis: uitați ce am văzut și ce am pățit la clasa aceea de școală duminicală. La care directorul a zis: frate păstor, trebuie să te recunosc că eu știu pe micul Gianni de mai multă vreme. Am mai avut ceva probleme cu el, dar dați-mi voie să investighez și o să rezolvăm problema. Mai încurcat, păstorul s-a dus la bordul bisericii și le-a spus: uitați ce am întâlnit, ce se întâmplă? Ce e în biserică? Ce se poate face? La care cel mai bătrân din bordul bisericii a zis: frate păstor, eu am o propunere, sper să găsesc pe cineva să mă secondeze. Eu propun să luăm niște bani din fondul general și să reparăm zidurile și gata, s-a făcut treaba. Este foc străin în biserică. Învățăm tot, poate, ce este paralel cu cuvântul lui Dumnezeu. 3. Pedeapsă și perplexitate. Iară sunt două lucruri aici. Primul, au pierit de mâna celui pe care îl slujeau. De mâna lui Dumnezeu. Asta e o perplexitate. Cum? În loc să te răsplătească, te pedepsește? Biblia spune foarte clar în Evrei 10:31. Înfricoșător lucru, grozav lucru, este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Domnul, să știți că are răbdare, dar nu se lasă să fie batjocorit și nici călcat în picioare de nimeni. În istoria evenimentelor multe de aici, din Statele Unite, am citit că atunci când era în viață, Billy Graham, care a vestit Evanghelia la președinți americani și a vestit Evanghelia la personalități celebre, a simțit așa o presiune pe mintea lui și pe inima lui să se ducă să predice Evanghelia la una dintre cele mai faimoase actrițe americane ale timpului, Marilyn Monroe. Aceasta a murit la 36 de ani, în 4 august 1962. Și venind în ținuturile noastre ale Californiei, Billy Graham a cerut să fie primită de Marilyn Monroe și să-i vorbească despre Iisus Hristos. I-a vorbit poate vreo 2 ore și a spus: trebuie să te pocăiești, pentru că avea o viață murdară și la care Marilyn Monroe i-a spus la urmă: mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți să-mi vorbiți. Eu personal
n-am nevoie de Iisus al tău. O săptămână mai târziu a fost găsită moartă după ce a luat un flacon de barbiturice, de somnifere, cu alcool și nu s-a mai trezit niciodată. N-am nevoie de Iisus al tău. Ori noi avem nevoie, că și pe ăla pe care îl refuzi, ăla se întinde mâna împotriva ta în final. Al doilea lucru, au pierit de puterea pe care i-au respins-o. Au respins focul și tocmai de foc au pierit. Dacă îl respingi pe Domnul, pe Domnul Iisus Hristos, spune El care este piatra din capul unghiului clădirii, va cădea peste tine. Respingi pe Duhul Sfânt, se va întoarce Domnul împotriva ta. Respingi bunul simț, se vor întoarce lucrurile împotriva ta. În vremea în care noi trăim, sunt aceste conflicte din Orientul Mijlociu și lumea islamică, terorismul islamic, este tot mai înverșunat împotriva lui Israel. Auziți ce spune cuvântul Domnului pentru aceste popoare, dacă nu-și schimbă gândirea. Pentru că aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor. Ai doborât cu sabia. De aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că te voi face sânge și te va urmări sângele. Fiindcă n-ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Când toată țara se va bucura, Israel, pe tine te voi preface într-o pustietate. Din pricina bucuriei pe care o aveai, când ai lovit pe Israel, vei ajunge pustiit și îți voi face și ție la fel. Vei ajunge o pustietate, munte a Seirului, este vorba de Iordania, și tot e Domnul. Și veți ști că eu sunt Domnul. Ezechiel 35 cu 5 la 6, 14 la 15. Lumea noastră este pe punctul să culeagă ce seamănă. Să culeagă ce seamănă. În al patrulea rând, priveliștea care înspăimântă. Spune, atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Uitați-vă la două aspecte. Primul aspect este neputința lor. Au intrat în cort în puterea lor. Au putut să mai iasă de acolo? N-au mai putut să iasă. N-au mai putut să iasă. A trebuit să-i scoată confrații lor și să îi ducă afară din cetate. Uitați cum spune cuvântul Domnului. Nu este ispășire pentru păcatul prezumției. Pentru că crezi tu că așa se face cum crezi tu sau cum cred eu. Zice cuvântul Domnului, dar dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul. Hulă, blasfemiază. Acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, căci a nesocotit cuvântul Domnului și a călcat porunca lui. Dumnezeu în picioare va pieri din pricina nelegiuirilor lui. Numeri 15, 30 la 31. Neputința lor. Apoi, neajutorarea lor. M-a surprins acest aspect când am studiat cuvânt pasajul acesta. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Ei, este vorba de cei doi preoți, Mișael și Elțafan, s-au apropiat și au scos afară din tabără îmbrăcați în tunicile lor, cum zice Moise. Frați și surori, doamnelor și domnilor, notați ce vă spun acum cu atenție. Haina preoțească. Licența în teologie, masterat în teologie, doctorat în teologie, poziție în biserică, nu te ajută
la nimic dacă nu stai în smerenie în cuvântul lui Dumnezeu și în slujire înaintea lui Dumnezeu. Observați, păstorii aceștia, preoții aceștia, au fost trași afară din templu, din cortul întâlnirii, îmbrăcați în haină preoțească. Nici n-au luat-o de pe ei. Și în zilele noastre se întâmplă de multe ori, cum zice profetul Isaia, 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și ei vor zice, vom mânca pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine. Numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia o cara de peste noi. Isaia 4:1. Adică, tu ia-ne o cara, dar poartă-ne rușinea, caracterul. Căci noi avem pâinea noastră. Frați și surori, nu se poate cu pâinea noastră. Este o singură pâine în biserică. Este pâinea lui Dumnezeu care s-a coborât din cer să dea lumii viață. Este Iisus Hristos. Deci nu pâinea noastră. Apoi nu hainele noastre, pentru că hainele noastre sunt murdare. Trebuiește o singură haină. Este haina neprihănirii lui Hristos în care trebuie să fim îmbrăcați. Și în sfârșit, în al cincilea rând și în ultimul rând, câteva minute am încheiat, este perspectiva care trebuie. Ca să nu ne facem vinovați de foc străin, să punem legile noastre peste legile lui Dumnezeu, să facem cum credem noi că trebuie, nu cum spune Dumnezeu să facem. Două lucruri trebuie să avem în vedere tot timpul în slujirea noastră. Primul este să-L sfințim pe Domnul. Versetul 3 din Levitic 10 spune, Moise a zis lui Aron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine. Slujirea mea și slujirea ta trebuie să aibă scop de a-L sfinți pe Dumnezeu. Cum îl putem sfinți pe Dumnezeu? Sunt trei lucruri în care îl poți sfinți pe Dumnezeu. Primul, ascultă-L pe Domnul fără să pui întrebări. Numărul 20, 8-11, Moise îl întreabă pe Domnul, acum de unde să le dau apă? De unde? Păi nu din stânca care e lângă voi le-ai dat până acum. Du-te din nou la stâncă, dar nu o mai lovești. Vorbește acum cu stânca. A făcut Moise aceasta? N-a făcut. 2. Credință. Trebuia să creadă pe Domnul pe cuvânt. Că dacă l-a crezut când a lovit stânca, trebuia să-l creadă și când trebuie să vorbească stânca. Să vorbească stânce. Și cuvântul Domnului spune din partea lui Dumnezeu, fiindcă nu m-ai sfințit în fața poporului ca să mă crezi. Deci dacă nu-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, asta nu-L sfințește, nu-L cinstește. Și apoi, de asemenea, este Ezechiel 38:16-23, sfințirea lui Dumnezeu este recunoașterea măreției Lui în toate împrejurările. Lucrul pe care îl facem trebuie să aducă sfințenia lui Dumnezeu și ultimul cu care închei trebuie să aducă glorie lui Dumnezeu. Și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, nu-i pentru mine. Slujirea mea este pentru împăratul, nu-i pentru mine. Închinarea noastră este pentru El, nu-i pentru noi, frații și surori. Îmi pusesem nădejdea în Domnul. El s-a plecat spre mine, spune David în Psalmul 40. Mi-a auzit strigătele. S-a plecat spre groapa pieirii. M-a scos din fundul mocirlii. M-a pus cu picioarele pe stâncă. Mi-a pus în gură o cântare nouă. Și a auzit cum spune în versetul 3 din Psalmul 40. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au temut, adică s-au întors la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a avut milă de David, de Lazar, pune numele tău acolo, are milă și de mine. Asta îl glorifică pe Domnul. Asta îl înalță pe Domnul. Sau, cum va spune Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 15, versetul 18-19, căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-L fi făcut Hristos prin mine. Dacă Domnul s-a folosit de mine sau s-a folosit de tine, lauda este a lui Dumnezeu. Nu este a noastră.
Nu trebuie să mergem de la biserică și să zicem, de nu eram eu la biserică să cânt astăzi, de nu eram eu la biserică să predic astăzi, de nu eram eu la biserică să mă rog astăzi, erau ca niște morți. Nu ți-asuma ce nu ți-aparține. De nu era Domnul de partea noastră, era nimica de noi. Dar Domnul este cu noi, Domnul este în casa sa, de aceea uite-te la privilegiu pe care s-ar putea să-l pierzi, la prezumția mândriei, nu ți-asuma și nu ți-aparține, uite-te la pedeapsă, uite-te la priveliștea care stă în față, haina aroganței tale sau a educației tale nu te ajută, te ajută prezența lui Hristos. Dacă ești îmbrăcat în Hristos și prin ce faci aduci glorie Domnului, aceasta îl înalță pe Domnul. Nu ne trebuiește foc străin, ne trebuiește un foc sfânt. Trebuiește Hristos să rămână în biserică, Duhul Sfânt să rămână în biserică, cuvântul Domnului să rămână în biserică și ne trebuiește ca biserica să dorească lucrul acesta și să se apropie de Domnul cu toată inima, așa cum facem în aceste zile, cu rugăciune și post. Rezultatul va fi binecuvântarea Domnului peste tine și peste mine. Doamne, coboară focul Tău, dar focul binecuvântării, nu focul mistuirii. Amin? Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului. Poate în mintea ta și în planurile tale, în gândirea ta, aveai ideile tale. Sau ai ideile tale, ce se face aici, așa acolo și acolo. Întoarce-te către Domnul. Întoarce-te către cuvântul lui Dumnezeu. Și cere-i Domnului și să-i cer Domnului, să-i cerem Domnului să ne dea o inimă bună. Ca să nu fim ușor la vorbe, așa am din partea Duhului Sfânt, când știi că nu Duhul Sfânt ți-a vorbit, poate, ci firea ta pământească, dacă ți-a vorbit Duhul Domnului, trebuie să se vadă. Trebuie să se vadă. Și eu mă rog Domnului să se vadă în biserică că focul încă este aici și că binecuvântarea a rămas cu noi. Amin. Ne rugăm Domnului cu toți. Aleluia.